Dragii mei, astăzi am să vă prezint un proiect cu care aproape sigur îmi voi supăra colegii de presă. Asta e viața, până la urmă, proiectul meu la sectorul 1 este pentru oameni, nu pentru colegi. Este vorba de publicitate, de bani. Bani foarte mulți pe care primăria sectorului 1 îi dă de câțiva ani buni încoace pentru tot soiul de reclame, de promovări și de nici nu știu cum să le spun. Vă las pe dumneavoastră că știți mai bine ca mine termenii terminește. Acum, întrebarea mea e simplă. De ce ar plăti primăria sectorului 1 reclame pe un post național care post național are o acoperire, așa cum îi spune și numele, pe țară? Am eu nevoie ca cel de la satul mare să știe că în sectorul 1 se face un spital sau s-a făcut nu știu ce investiție? De ce trebuie să știe omul de la Iași că primăria sectorul 1 nu știu ce dă sau nu știu ce face? A, noi putem înțelege și știm despre ce e vorba. Se rezolvă anumite lucruri dându-se această publicitate. Oameni buni, vorbim nu de 1000 de euro, de 5000 sau de 10.000 de euro. Vorbim de sute de mii, ba, poate chiar milioane de euro, care se scurg din bugetul local către aceste instituții media pentru reclame. Oamenii din sectorul 1 au nevoie să fie informați. E nevoie ca primăria să le explice proiectele sale, să le explice intențiile, să le spună ce a făcut, ce face sau ce va face. Dar nu pe posturi naționale, pe radiouri la fel care bat în toată zona, ci e nevoie de ceva targetat. Haideți să vă explic cum o văd decât să plătim zeci de mii unei televiziuni care, așa cum v-am spus, îmi dă reclama sau spotul respectiv în toată România, sau pe nu știu ce canal de internet care are și o acoperire națională, mai bine identificăm proiecte prin care anumite ziare, reviste, broșuri, să fie făcute eminamente pe sectorul 1 și distribuite oamenilor de acolo, adică mai pe românește banii din sectorul 1 să se reîntoarcă la comunitatea din sectorul 1 sau să aibă rolul de a informa comunitatea din sectorul 1. De ce am ajuns într-o situație la nivel de București, de exemplu, să-și facă reclamă re, fostul ATB, acum STB, la modul circulați cu autobuzul? Păi oamenii nu au oricum varianta doar asta sau mașina proprie, plus biciclete, trotinete, să circule în București. De ce trebuie să-și facă reclamă STB-ul? De ce trebuie să-și facă reclamă companiile astea? Nu! Facem pentru oamenii din sector o informare corectă. Voi face licitații mici, pe sume mici, pentru cei din presă care sunt dispuși să-și arate uh, sprijinul pentru comunitate facem o licitație, de exemplu, și scoatem o broșură la foarte puțin bani care să ajungă la cetățeni cu privire la un proiect sau cu privire la un sondaj, să-mi spuneți părerea dumneavoastră despre ceea ce eu aș vrea să fac ca și primar. Aia face sens. Dar dacă îmi spuneți vreodată că cei din Banat, din Moldova, din Satul Mare, au nevoie să știe despre un spital care există sau nu din sectorul 1, asta n-am să o înțeleg niciodată. Deci, în încheiere, cu riscul de a-mi atrage antipatii în rândul colegilor de breaslă, publicitatea hălcile acestea mari dispar din sectorul 1.